dispoziție domnului primar numărul 540 din 23 octombrie 2016, a spus convocat o proastă de ședință ordinară. Rog pe domnul președinte de ședință să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt obiecții. Supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abțineri? S-au votat cu număr de 17 consilieri. Deci, din consultarea Comisiei Prezenți, sunt toți consilierii prezenți. Proiectul de hotărâre numărul 1. Deci, nu, supunem spre aprobare ordinea de zi a ședinței pentru astăzi. Supunem la spre aprobare ordinea de zi, cele 12 puncte. 13. Cu suplimentarea unui proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 71 din 3 mai 2016, privind implementarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, Comuna Doțena, județul Bacău. Aici avem de completat două articole, o să vă informă la timpul respectiv, deci la punctul 13. Deci nu venit în regim de urgență de la proiectul acesta, să completăm cele două articole. Dacă sunteți de acord cu cele... Supunem la vot cele 13 puncte. Cine este pentru? Împotriva, acțiune. Proiectul de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 13 aprilie 2008 pentru reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Doxteana. Material. Doamna Sigur, am încălzit un proiect de hotărâre de se propune modificarea și reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ din HCV numărul 38 din 18 aprilie 2008 pentru garantarea, promovarea și respectarea drepturilor copiilor din UAT Dofteana, asigurând prevenirea separării copilului de părinții săi, precum și protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților. Mandatul Consiliului Consultativ va fi de 4 ani și va avea următoarea componență. Isaache David, preot ortodox, parohia 1 Dofteana. Isaache Justinian, preot ortodox, parohia 2 Dofteana. Apostol Mihail, preot ortodox, parohia 2 Dofteana. Bartolomei Lucian, preot ortodox, parohia Larga. Nico Gheorghe Vlad, preot ortodox, parohia Cucuieț. Miradone Ionuț, preot ortodox, parohia Bogata. Agu Paul, preot romano-catolic, parohia Bogata. Zeidu Ioan, preot romano-catolic, parohia Seaca. Severin Carmen Gabriela, medic de familie. David Zolt Alexandru, medic de familie. Pop Iliana, medic de familie. Bucur Mihaela, medic de familie. Buclea Petrică, medic de familie. Irimia Ana Nicoleta, director școala gimnazială Scarlaru din Dofteana. Gâtu Sorina, director școala gimnazială Largă și Cupie. Pașcu Ion Ilian, director școala gimnazială Hăgheac și Ștefan Vodă. Teres Ciprian, agent șef poliție Dofteana. Camara Dana, viceprimar. Scoală Mariana, secretar primăria Dofteana. Amarina Ion, consilier. Baciu Sebastian Gabriel, consilier. Balcanu Mirce Adrian, consilier. Bertalan Mihail, consilier. Bobov Gheorghiță Emanuel, consilier. Clopotar Ion, consilier. Covaci Florin, consilier. Dezrobitul Marcel, consilier. Diaconul Ion, consilier. Diaconul Mihăiță, consilier. Diaconul Nelu, consilier. Melinte Gheorghe, consilier. Nurar Ion, consilier. Pițigoi Cătălin Ionel, consilier. Stoială Gheorghe, consilier. Sifra Dorel, consilier. Aceasta este componența acestui Consiliu Consultativ. Vedeți să acoperă toată raza pe toate cele 7 sate din Comuna Dofteana, pentru că avem copii din toate cele 7 sate. Sperăm să nu fie probleme, mai ales cu separarea copilului de părinți. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 99 din 20 iunie 2016 pentru demararea procedurii de concesionare a suprafeței de 101 metri pătrați teren proprietatea Apelor Române, ocupată în Albia Minora a Fărului Doctenița, cu lucrările de consolidare a drumului și realizarea pragului de fund pentru investiția modernizare drumuri de interes local în satele Hăgheac, Ștefan Vodă, Dofteana, Comuna Dofteana, județul Bacău. Material. Da. Bună ziua și bine ați venit. Proiectul numărul 2 se referă la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 99 din 20 iunie 2016
faptul că la acel moment, în ședința Consiliului Local, noi am aprobat 101 metri pătrați pentru modernizarea și consolidarea acelor maluri abrupte de la Pod Mihăiești, cum spunem noi, iar Apele Române nu au vrut să dea avizul datorită faptului că ne trebuiește doar 160 de metri pătrați, deci încă 60 de metri pătrați aproape în plus, luând în considerare faptul și în calcul că în locul unde ne vom desfășura activitatea, vom ocupa pe perioada construcției mai multă suprafață de teren. În aceste condiții ne va da avizul favorabil în situația în care noi aprobăm 160 de metri pătrați care îi vom lua în concesiune de la Apele Române pe perioada existenței construcției. Vă rog, dezbatere și discuție. Cum se ajunge? Aviz favorabil, ce își vorbim? Discuții putem în acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat un număr de 17 posibil. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind sistarea acordării normei de hrană polițiștilor locale. Comisia Juridică. Comisia Juridică, după aviz defavorabil. Cine își vorbim împotriva? Discuții pe tema acestui proiect? Mi se pare normal ca un drept care a fost dat să nu iese fi luat la polițiști locale, chiar dacă nu este dat în totalitate. Și dacă orice persoană și orice angajat ar fi remunerat cum trebuie și cum ar fi normal, normal trebuie să iese ceară să și lucreze. Deci nu sunt de acord deloc să li se ia norma de hrană așa cum este dată la poliție. Și am înțeles că jumătate din... Așa. Exact aceeași chestie. Comisia a vizat nefavorabil. Perfect. Înseamnă că... Nu sunt prea multe discuții. Multe discuții nu sunt. Mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt alte discuții, trecem la vot. Deci vă rog. Vă rog să se dezbată cum trebuie acest subiect, după care dacă intervine și vin spus. Da. Am întrebat dacă mai sunt discuții. Da, am obligativitate ca să dau explicații Consiliului Local cu privire la acest referat întocmit de doamna viceprimar Dana Camara. Despre ce este vorba? Norma de hrană, conformitate cu hotărârea Consiliului Local numărul 93 din 31 august 2015, în care a fost aprobată, s-a stabilit normă de hrană 350 de lei pe lună, în condițiile în care legea prevede maximul de normă de hrană, exact cum e cea dată de la Ministerul Apărării Naționale și de la Ministerul Administrației și Internelor. Dar totodată specifică destul de clar în funcție de posibilitățile bugetului local. Am aprobat-o la ședința Consiliului Local pe buget, 350 de lei, iar am obligat acum ca să vă aduc la cunoștință lucrul acesta, chiar dacă domnul consilier și comisia juridică a dat aviz nefavorabil, este normal să-l dea nefavorabil, că eu vin cu următoarea propunere. Norma de hrană se aplică polițiștilor locali pe perioada când dumnealor își desfășoară activitatea, nu pe perioada când sunt în concediu de odihnă, nu pe perioada când sunt la școlarizare, nu pe perioada când ei sunt în liber. Am făcut un calcul la contabilitate și propun majorarea normei de hrană de la 350 la 600 de lei pe lună, întrucât unul dintre polițiștii locali a demisionat și au rămas sursa financiară, întrucât cei care au fost la școală au rămas sursa financiară, s-au adunat sume de bani pe luna noiembrie și decembrie, propun de la 350 la 600 de lei. Vă rog discuții. Din motivul ăsta am sistat. Sursa financiară se încheia asta. Am adunat din toate sursele care ne-au rămas un surplus de bani și în condițiile astea majorez la 350, domnul Pițicule, la 600. Mai aveți ceva de comentat? Nu aveam sursa financiară, nu mă este bine că în economiile care s-au făcut, li se majorează, dar în același timp aș vrea ca și ei să se achite de sarcinile care le revin prin fișa postului. Da. Aș vrea să vă spun că prin fișa postului, la mătăvără, vreau să-mi scoată sucinentul ăsta.
deci fișa costurilor și atribuțiile polițiștilor locali sunt următoarele. Menținerea ordinii și liniștii publică în zonele cu locuri stabile. Adică ordine și liniște publică și siguranță, în preama școlilor, la școli, unitatea administrativ-teritorială, domeniul public al localității noastre, curățenie în localitate, în pețele săptămânale, deci cum avem noi, și v-aș întreba pe dumneavoastră așa, mergeți mai mult ca mine decât sau decât alții, mergeți în piață și vedeți dacă există ordine, dacă există ordine la școală, dacă există curățenie în localitate. Da? Aș vrea să vă întreb, polițiștii locali prin fișa postului și prin legea 155/2010 care au fost înființați, au dreptul să verifice în piețele săptămânale certificatul de conformitate a produselor și valabilitatea verificării cântarilor meteorologice. Marța trecută, o persoană la mine cu reclamație a cumpărat 22 de kilograme de varză, 30 de kilograme de varză, pardon, și a ajuns acasă cu 22. Dintre consilieri care erați pe acolo, le-a spus polițiștilor locali sau unui cetățean să-l luați de mână, să-l duci, te rog frumos, pune sacul cu struguri pe cântarul de verificare, să vedem dacă într-adevăr se respectă greutatea și nu sunt înșelăciuni. Cine ar trebui să facă lucrul ăsta? Poliția locală, împreună cu poliția rurală, împreună cu poliția fostă economică de la municipiul Onești. Și vă spun mai multe, sunt mult mai multe lucruri care ele trebuie sesizate și le vedeți și dumneavoastră în piață. Și acum venim cu argumente de ce s-ar întrerupe norma de hrană în condițiile în care, vezi, Doamne, este ordine în piață, curățenie în întreaga localitate. Nu, eu propun de la 350 la 600 de lei și vă aduc la cunoștință dumneavoastră, vă rog frumos, nu pot să ajung chiar prin toate locurile, în toate satele, peste tot am fixat câte un sectorist în fiecare sat care răspunde de curățenie, disciplină și ordine, inclusiv la cimitire, inclusiv la biserică, inclusiv la școli. Deci, într-un cuvânt, să-i punem la treabă pentru sumele de bani pe care le aprobăm. Dacă aveți dispoziție. Și totodată, vă recomand să vă uitați un pic la ei, așa, cum își poartă echipamentul din dotare pe care erau dumnealor, așa? Dacă poartă șapca, dacă poartă țignal, ca el să sufle în el și să dirigeze circulația în centrul localității și în piață, dacă poartă haina reflectorizantă pe el, dacă este călcat, dacă este bărberit și dă dovadă că este cu adevărat un militar. Vă rog să vă uitați și dumneavoastră la așa ceva și după aia veniți și îmi spuneți, domnul Vițile. Mai departe, alte discuții. Dar sunt discuții. Vreau să vă informez totodată, căci consumul valorilor și banii care sunt cheltuiți din bugetul local pe poliția locală este în bani vechi de 2.800.000.000 pe an, cu norma de hrană cât era de 350. Intră salariile, dările la stat pe care le dăm noi primăria Dofteana, mai departe carburantul, reparația autovehiculului pe care circulă dumnealor, așa, și am făcut o diagnoză la mașină, costă 50.000.000 de reparat și vă rog să vă uitați că nu are un centimetru pe ea care să nu fi fost lovită cândva sau schimbat o aripă întrucât un pis într-un gard sau într-un șanț. Așa. Toate reparațiile, consumul de carburant, întreținerea mașinii, salariile, școlarizarea acestor polițiști locali și echipamentul, 2.800.000.000 pe an. În condițiile în care, era 350 de lei. Da. Și vă întreb de la fondurile de salarii, tot de la fondurile de salarii care se va aduc la cunoștință, să știți, așa, în conformitate cu legea, s-au majorat unele salarii similare, doamna secretară știe, acelor care sunt similare în birou, sunt doi colegi în birou și dacă eu am 1200 de lei și celălalt are aceeași categorie cu mine, aceeași gradații și are 1800 datorită faptului că este angajat mai nou, nu mai vechi, am oameni care au 20 de ani și are 1200 și cei care au 10 ani are 1800. Înțelegeți? Și în condițiile astea am strâns din fondurile de salarii și avem șef de birou care i-am semnat alaltă ieri dispoziția cu 33.000.000. Înțelegeți? Din fondurile de salarii care sunt luate. Eu am renunțat la șofer, eu am renunțat la consilier și la administrator ca să fac economie de bani și din economia de bani să dăm la polițiști să majorăm și să dăm la cei care beneficiază similar în condițiile legii, să primească salarii mai mari.
Da. Deci este un drept, cum spunea consilierul nostru care l-a obținut, dar este un drept și în funcție de bugetul pe care l-avem. Continuați, vă rog. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru sistarea acordărilor de mitare a polițiștilor locale? Cine este contra sistarea acordărilor? Deci împotrivă toată lumea la sistare și aprobăm doar de la 350, majorarea de la 350 la 600. Ca să de cele două luni, noiembrie și decembrie. Sunt de acord cu mărirea normei de grană de la 350 la 600 pe următoare două luni. De cele două luni. De cele două luni. Sunteți de acord? Da. Da. Împotriva abțineri, s-a votat cu număr de 700. Da, aș face o paranteză aici. Toată lumea a fost de acord, s-au fost de acord cu propunerea mea, vă mulțumesc. Deci vă rog foarte mult și repet acel cuvânt, să-i puneți la treabă. Adică, domnilor, însoțesc mașinile de gunoi în fiecare joi și vineri. În situația în care rămâne gunoi neluat, am stabilit în felul următor, cu sursă proprie, cu mașina proprietate, ia gunoiul personal care nu i-l-o ridicat. De acolo. Clar. Alte situații. În satul Cucuieț au fost aduse 1000 de oi din Dărmănești, i-am trimis la locul faptei, nu i-au găsit și apoi a trebuit să iau pădurarul la ocolul Silvic împreună cu pădurarul de vânătoare și alți consilieri din zonă să-i trimis să poată să știe unde este ursoaia, unde este mărgura, unde este pupuza, unde este scărișoara. Deci vă rog foarte mult să sesizat, este un șef a poliției locale care poate fi sesizat la orice oră din zi și din noapte și să-i punem la treabă. Înțelegeți ce vă spun? V-aș recomanda să studiați și dumneavoastră legea 155/2010, să vedeți ce atribuții au și ei trebuie să își exercite dreptul de polițist local. Nu cu mâinile în buzunar în centrul localității, nu fumând și cu un picior pe bancă și nu vorbind la telefon. Ne-am dat telefon de serviciu și vreau să vă informez că în baza telefonului de serviciu au depășit, domnul consilier care spunea că e în dreptul lor, au depășit internetul cu 405 euro de pe data de 11 până pe data de 24, fără TVA. Dar noi nu putem să-i monitorizăm. Nu, stați un pic. Întrebarea mea este, cine plătește 405 euro fără TVA? În baza legii 188/1999, răspunderea juridică a funcționarului public este în felul următor. În baza unei dispoziții date de primar se recuperează prejudiciu, în situația în care nu recuperează prejudiciu, funcționarul public va fi dat în instanță. Așa prevede legea. Deci dispoziția am emis-o, i-am retras cartela, numai faptul că au făcut altceva. S-au apucat și-o taia cartela ca să-i meargă în telefonul lui mare și poate să acceseze YouTube-ul. De bună credință, cei de la Telecom m-au sunat și au spus, domnule, au rămas blocat și merge în continuare, așa. Mă rog că mi-au sunat ca să, dacă nu, cine știe câți bani trebuia să-și vândă casă, să plătesc telefonul. Deci de astea mai fac polițiștii locali, domnule. Nu, primar, dar noi n-am zis treaba asta. Eu n-am zis problemele astea. Dumneavoastră le știți foarte bine. Ne le puteți spune exact cum le-a spus acum și suntem de acord. Am făcut ședință aici cu dumnealor și nu numai cu tot personalul, cu funcționarii publici, atât contractuali, și le-am adus destul de clar la cunoștință punctele bune, punctele slabe. Șeful poliției locale trebuie să știe. Ceea ce ar de făcut este șef de serviciu și să-i pună la treabă, să le facă grafic și să-i verifice. Am oprit circulația o săptămână în satul Bogata, da? Personal m-am dus și am verificat și am găsit mașină care s-a dus până în capătul satului, fără nicio fel de aprobare, în condițiile în care bariera era pusă și polițistul era lângă ea. Păi s-a dus numai până la magazin. Bun. M-am întors de la Târgoviște când m-am uitat iarăși o altă mașină, pe nume Dan Apostol din Larga. Trecea și el. Ce este cu omul ăsta? Păi s-a dus până la magazin. Bun, următorul, o căruță și așa mai departe. Cu părere de rău, le facem 600 de lei. Dar vor intra în comisia de disciplină, exact cum a intrat șeful lor, așa vor intra unul după celălalt dacă nu-și fac treaba, dacă nu-și poartă echipamentul regulamentar și dacă nu-și fac exact să respecte legea. Atât pot să vă spun. Ia bani din bugetul local și în aceste situații am puterea și îmi stă în pixul meu să-i sancționez până când dumneavoastră ori pleacă, ori face treabă. Au două variante. Atât pot să vă spun. Au garanție materială, după cum vă spuneam, și mai e o problemă la dumnealor, că sunt obligat să vă spun. Deci dumnealor beneficiază de condiții vătămătoare de 15%. Cei care lucrează cu calculator, cu imprimante, beneficiază de acel drept de 15%. Cum beneficiază și polițiștii locali.
Da, trebuie să dau 2000 de lei, 20 de milioane, să vină o firmă abilitată de la București și să constate dacă dumnealor stau în condiții vătămătoare. Condițiile vătămătoare sunt stabilite de prin ce? Pe acea stație de radioemisie care vorbesc între ei. Ați văzut pe unul cu stații de radioemisie? Nu. Bun. Care dintre dumneavoastră ar da o semnătură de 15% să-i dai unui om în condițiile în care el nu poartă echipament în dotare și el nu este vătămat, nu este atacat cu nimic? Care dintre dumneavoastră? Și ne-am tăiat și acel drept în dispoziția primarului. Să știți. Când îi văd cu stații care poartă și într-adevăr îi dăunează sănătății, atunci voi chema comisia respectivă, îi va evalua și va primi și cei 15%. Bine, dar stațiile sunt achiziționate. Sigur că da. M-a costat în bani vechi 100 de milioane, dar ele stau în dolap. Și de ce? Asta depinde de șeful poliției locale. Nu dau randament la distanță. Poftim? Nu dau randament la distanță. Bine, dar în momentul în care eu mă adresez un metaj și întreb, în fața casei de cultură ar trebui să fie numai un polițist să dirigeze circulația și ți-am spus ieri că sunt doi. Era greu ca să o iei și să o accesez, o trebuie să-i dai telefon, să o stiuși la el, nu? Și atunci, pentru ce vreți 15%? Ilegal nu dau nimic. Dacă este legal, dau, dacă nu. Vă rog să continuăm. Proiectul de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere numărul 9210. Adică analiza plângerii prealabile a sindicatului Național. Proiect de hotărâre privind analiza plângerii prealabile a sindicatului Național al Polițiștilor Prolex pentru acordarea normei de hrană angajaților poliției locale Bofteana. Da. Deci, dumneavoastră, s-au înscris în sindicatul ăsta Prolex, care semnăturile sunt aici, dar mai înainte de intra în ședință nu recunoștea șeful poliției că o dă niște semnături, că ei sunt în sindicat. Deci, ne-au acționat în judecată, pentru faptul că, dacă cei care nu știți, vă informez eu, în momentul când ne cheamă în instanță, vine o citație pe Consiliul Local și o citație pe Unitatea Administrativă Teritorială. Deci, ne-au dat în judecată atât Consiliul Local cât și Unitatea Administrativă. Bun. În baza prevederilor articolului 35.1 din legea Poliției Locale numărul 155/2010. Deci, ne-au dat acolo. Semnăturile dumnealor sunt aici, la toți 8, când era și colega lor, au semnat și au uitat. Dându-ne în judecată colegii, așa, vin în fața dumneavoastră și vă spun următorul articol. Așa. Autoritățile administrației publice locale pot acorda, în limita bugetului aprobat, prin hotărârea Consiliului Local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor ordonanței Guvernului 26/1994. Și dumneavoastră fac referire la articolul 35.1. Articolul 35.1 scrie aici, în funcție de bugetul aprobat a Unității Administrative Teritoriale. Deci, pe motivul ăsta, ne-au dat în judecată. V-am spus, ați primit și dumneavoastră la Consiliul Local o citație, am primit și noi și, bineînțeles, am revenit la dumnealor cu o întâmpinare. Legea ne obligă ca în termen de 25 zile să depunem o întâmpinare către judecătorii. Acolo un judecător va stabili dacă dumnealor au dreptate sau dacă noi avem dreptate. Eu las în baza legii. Dacă legea, și va fi o hotărâre definitivă și irevocabilă cu privire la norma de hrană, atunci sunt obligat ca să o respect și să o pun în executare. Până atunci, nu-mi permite legea. Da. Discuții, vă rog. Discuții pe comisia juridică. Aviz nefavorabil. 3 voturi împotrivă, 2 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru acordarea normei de hrană a polițiștilor locale? În totalitate, conform articolul 35.1, prevede în totalitate. În totalitatea, știți care, e 970, aproape 10 milioane. Și mai primesc 10 milioane 20, care nu este impozabil, vă rog să-și luați în calcul lucrul acesta, și eu am un salar destul de frumușel. Mașinuță, când vine la mine, s-o rup pantofi, s-o rup bocanci, s-o rup căciula, numai în cămașă și așa mai departe. Deci primesc și echipament. Și dacă ia și 2000 de lei pe lună, vreau să vedem și noi eficiența. Eficiența poliției locale. Deci dumneavoastră ne-au dat pe noi în instanță, dar eu vă informez pe dumneavoastră că bugetul local al primăriei Dofteana, ca să poți să le asiguri cele 1000 de lei, 10 milioane, normă de hrană, plus salariile, plus dările la stat, vă rog frumos, bugetul nostru a rezistat cam pentru 3 maxim polițiști pe an. Maxim, atât putem noi să ducem. Dar ca să duci normă de hrană la 8, este foarte greu. Eu vă spun destul de clar. Și dumnealor, cei care nu vor ca să înțeleagă, ca să facă treabă, să depună eforturi mari din bugetul local, cu părere de rău, n-am ce să le fac. Da, discuți. Cine este de acord pentru acordarea numei de hrană a polițiștilor locali?
În totalitate, conform articolul 35, maxim 9 milioane euro. 97. În totalitate, da, s-au aprobat dincolo 6. Erau alte articole. Cine este de acord pentru abordarea numelor la polițiștilor locali în totalitate? Totuși nu-i formulat corect. Trebuie să spunem acolo, spunem dacă suntem de acord cu... Pentru acordare... Articolul 35.1 prevede în totalitate. Deci 1000 de lei, 10 milioane. Noi am spus că avem posibilitatea lunele noiembrie și decembrie să le dăm 600 de lei, 6 milioane. Asta am spus. În condițiile în care am aprobat în buget în primăvară, 350 de lei. Am majorat-o la 600 de lei. Dar nu pot să dăm 1000 de lei. Asta vreau să vă spun. Urmând ca din ianuarie să revină tot la... Să vedem ce buget vom avea. Și atunci vom stabili la aprobarea bugetului. Am înțeles. Să scrie ce discuți. Cine este de acord? Pentru acordarea vremii de grana polițiștilor locale, în sumă de 10 milioane. Conform sau 9 milioane. Conform legii. Aici nu sunt de acord. Aici de la comisie. Am de acord. Nu este nimeni de acord. De la comisii, erau doi consilieri de acord. Nu s-au înțeles. La comisii s-au spus dacă suntem de acord pentru judecată. Domnul primar a spus să dăm în judecată, dacă legea spune da, dar nu dăm în judecată. Ne-am acționat. Am înțeles perfect. Deci așa scrie în proiect. Dacă suntem de acord pentru continuarea procesului de judecată. Noi am fost de acord să dăm verdictul acolo. Deci de asta am spus că cu analiza asta, nu cu dacă suntem de acord cu ăsta, nu scrie așa ceva. Nu, aia e la punctul 3. Ascultați-vă ce vă spun. În condițiile în care dumneavoastră studiați la punctul 35, vedeați destul de clar acolo, norma de hrană este prevăzută la fel cum e la Ministerul Apărării Naționale și la Ministerul de Interne. Așa. În situația în care noi nu avem posibilitatea bugetară, nu avem total și dăm 600 de lei. Încă o dată repet, trebuia să se studieze proiectul de hotărâre 35.1 din legea 35.1. Atât. Și articolul 35.1, legea 155/2010. Nu era mare lucru. E vorba de... Dar sper că ați înțeles acum. Nu validat-o. Nu validat-o. Da. Acceptă întreg Consiliul Local. Comisia juridică este formată din câți consilieri? 5. Așa. Și ceilalți să se pronunță, să vedem. Păi am spus la vot. Supunem la vot. Da. Deci cine este pentru acordarea lui Mirigeană? Conform articolului 101. Nu. Ce nimic nimic? Sunteți de acord? Nu. Pentru suma întreabă. Deci, cine este pentru? Asta e împotrivă. Deci cine este pentru abordarea întregii sunt? Nu este nimeni de acord. 17 consiliere nu sunt de acord. Deci la proiectul de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere numărul 9210 de 29 septembrie 2010 ca urmare a cererii numărul 11353 de 28 septembrie 2010. Material? Deci este vorba despre un proiect de hotărâre cu privire la rezilierea contractului de închiriere a cabinetului medical de familie, doamne Iuliana Pop. Deci dumneavoastră au făcut o cerere către noi și în baza cererii făcute către noi, care solicită rezilierea. În momentul când am încheiat contractul dumneavoastră, în anul 2010, clauzele contractuale prevedea destul de clar. De comun acord părțile se poate rezilia contractul, în condițiile în care există un interes național sau local, sau în condițiile în care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Dumnezeu renunță la acest spațiu și mai târziu o să vă dau și alte explicații. Dumnezeu mai are un spațiu la Dărmănești, așa. Deci este, așa zis, în chirie proprietate cele două spații, renunță la spațiul acesta al nostru, dar nu renunță și la medic de familie în localitatea noastră. Rămâne tot medic de familie. Dar la celălalt punct am să vă explic despre ce este vorba. A venit o altă doamnă doctor care este angajată doctoriței Bob Iuliana pe cabinetul ei privat. Așa? Și în afara faptului că este medic de familie, este și are competență pentru ecografii.
Domnule, ei dorește să acceseze fonduri europene nerambursabile și trebuie să fie proprietar pe chiria cabinetului. Da. Doamna Pop renunță și va lua în chirii dumneei în condițiile legii. Despre asta vorbesc. Da. Astăzi avem în localitatea noastră 5 medici de familie și o să avem, dacă dați aprobarea de astăzi, 6 și un stomatolog 7. Da, dacă aveți, deci vă solicităm ce? Rezilierea contractului de închiriere doamnei doctoriță Pop din motive personale. Și apoi o să apară celălalt proiect. Doamna Cealaltă. Da. Comisia juridică. Aveți favorabil 5 de voturi. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este de acord cu rezilierea contractului de închiriere? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea închirierii prin licitație publică a terenului de suprafață de 28,45 metri pătrați situat în centrul multifuncțional Bofteanu. Da, nu, nu, nu. Deci asta este un alt subiect. Rezilierea. Astăzi am reziliat și acum doctorița asta, cum se numește, Porumbin Valeria, așa, dumneei solicită închirierea în condițiile legii. E vorba despre 28,45 metri pătrați, cât o a avut și doctorița Pop, dar va participa la licitație și tot în condiții legii va ocupa acest spațiu. Plecarea la licitație este de 5,25 euro de metru pătrat. Până acum plătea 149,36 euro pe lună. Așa. Va participa la licitație și va pleca de la 5,25 euro pe metru pătrat. Da. Dacă aveți discuție. Comisia buget. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este de acord cu închirierea prin licitație publică a terenului? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea închirierii în procedură directă a unor terenuri cu suprafață totală de 554 metri pătrați situate în extragranul comunei Dofteana. Terenul 530 metri pătrați. 554 metri pătrați. 519 metri pătrați, neproductiv, extravilan în sat bogat acum în Dofteana. Și 35 metri pătrați, dumne exploatație, extravilan, sat bogat acum în Dofteana. Deci 35 de metri pătrați, 519. Sunt solicitați pentru o perioadă de 6 luni de zile de către Compet, care știți destul de clar, este societatea care are capital majoritar de stat, este capital majoritatea de stat, cum am spus, solicită perioada 6 luni de zile, întrucât înlocuiește conductă, acolo unde este Balta, la părăul Ciulei, până la fântână. Sunt 519 metri pătrați, iar unde avem drumul care duce și face legătura cu părăul Mărului, acolo ne afectează 35 de metri pătrați. Perioada de 6 luni de zile, terenul se pune la licitație, vine dumneavoastră... Procedură directă, scuze, da. Și vă solicit spre analiză și aprobare documentația pentru 6 luni de zile să poată să escaveze. Bineînțeles că dumnealor au făcut contract din câte cunosc eu și cu proprietățile private, le va permite și pe acolo, dar pe noi ne interesează domeniul public. S-a făcut un plan de situații, există proiect pe care îl avem aici și vă solicit și vă spun spre aprobare acest proiect. Comisia Buget. Comisia Buget a dat aviz favorabil. Discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, trecem la voi. Cine este de acord cu închirierea? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și semnătute pentru suprafață totală de 6 metri pătrați. În favoarea EON Distribuției. Da, vă rog să citiți proiectul. În favoarea EON Distribuției România S.A. pentru executarea lucrărilor de branșament la rețeaua de energie electrică pentru alimentarea pe energie electrică stația CFR Dofteana. Da. Material. Deci se propune acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafață totală, aici s-au trecut 6 metri, dar nu vă dau explicații, care va fi utilizată astfel. Ocuparea definitivă a unui metru pătrat teren din domeniul public pentru amplasarea socului, suportului
independent BMP și accesul la acesta. În favoarea EON Distribuție România ESA, pentru executarea lucrurilor de branșament la rețeaua de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a stației CFR Dofteană. Să vă spun despre ce este vorba. Eu m-am dus la fața locului de 3 ori, inclusiv astăzi, inclusiv aseară la ora 7 și ieri împreună cu reprezentanții, nu, firme constructoare. Știți cu toți acolo unde locuiește Vancea, există postul de transformare care scrie pe el Preventor, un post de transformare. De acolo se alimentează stația CFR Dofteană. Prin proprietatea privată, prin grădina unui cetățean care este acolo, în grădină este montat pe un stâlp transformatorul și mai jos BMP-ul. De acolo pleacă alimentarea stației CFR Dofteană, prin grădinile oameni de acolo, prin niște stâlpi vechi. Dumnealor ce solicită? Vor să monteze un transformator cu o capacitate mai mare, întrucât e nevoie de o putere instalată mai mare, să tragă, să alimenteze stația CFR Dofteană, deoarece noi am eliberat autorizație de construire pentru stația CFR Dofteana, acolo între grupul sanitar și stația CFR, în grădinuța aia au demontat tot că o eliberat autorizație de construire cu avizul primarului și cu avizul structurii de specialitate a județului Bacău și în condițiile astea dumneavoastră vor monta o stație de automatizare în care este prima din România, spun dumneavoastră, nu știu dacă este și un experiment, de așa natură. Nu este îmbucurător, dar n-avem ce face, să scoată acare, să scoată toate manevrele, toate astea, liniile de care ferată, cele care sunt ineficiente și vor fi celelalte automate și electronic. Iar ei solicită acel metru pătrat, și m-am dus cu dumneavoastră acolo, nu 6 metri, că sunt 6 metri, n-am cum să-i dau, doar un singur metru pătrat. Transformatorul se află în grădina unei persoane. De la transformator și până la limita proprietății cu drumul, sunt vreo 3 metri jumătate, până în 4 metri. Are acordul proprietarului în notariat. Eu dat suprafața respectivă. La limita proprietății cu gardul vine un BMP, un aparat de măsură. Deci contorul, să vorbim așa, la limita proprietății. Noi avem cadastru din gardul castelului Ghica și până în gardul celălalt, care nu avem cum să-i dăm de acolo, decât dumneavoastră apare la limita proprietății drum, teren, acces, nu, cale de acces. Deci se duce pe drum și acel metru acolo să aibă el dreptul să-și citească contorul, eventual să-l schimbi, dar acolo toarnă un soclu de beton și i-am arătat până la limita gardului. Dumneavoastră, deci numai să-l citești în loc de gard, vine BMP-ul. Despre asta vorbim. Să vă dau citire. Așa. Articolul 12, alineatul 4 din legea 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale prevede că exercitarea drepturilor de uz și servitudine asupra proprietăților statului și ale unităților administrative teritoriale afectate de capacitățile energetice ce se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Deci, orice aparatură producătoare de energie electrică, conductori sunt date cu titlu gratuit de unitățile administrative teritoriale în baza legii 123/2012, n-ai dreptul să iei concesiune, nu ai dreptul să iei chirie. Exact cum este la Parcul Petrol, la Parcul Petrol au un cogenerator de producere a energiei electrice, au solicitat să îngroape un cablu, și am luat hotărârea Consiliului Local, probabil, înainte de alegeri, să îngroape un cablu și să lege la rețeaua de înaltă să bagi în sistem energie electrică prin arderea gazelor. Gratuit. Și au și o stație de cogenerare care nu plătește nimic acolo. Produce energie electrică, o bagă în sistemul național și noi nu avem dreptul să luăm absolut nimic. Despre asta vă vorbesc. Comisia Bugetului. Comisia Datorilor este favorabil. Discuții cu margea ce așa vreau. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii specifice ale activității de dezăpezire pentru perioada de iarnă, 15 noiembrie 2016, 15 martie 2017. Material. Da. După cum știți, deci până astăzi încă nu ne-a venit de la Consiliul Județean de la Serviciul Drumuri, de fiecare dată ne venea câte o
adresă în care ne obliga. Ne aducea la cunoștință faptul că vine timpul răporos și noi trebuie să încheiem un contract cu o firmă abilitată pentru a dezăpezi în localitatea noastră. Până astăzi nu a venit, dar nu este nevoie. Noi avem înregistrat cu 30 zile înainte proiectul de hotărâre și vă cer spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre, întrucât la data de 15 noiembrie trebuiește să fie încheiat cu o firmă abilitată. Noi avem de dezăpezit 60 de kilometri de drum în localitatea noastră. Poliția rutieră ne va cere la data de 15 noiembrie sau mai înainte o copie a contractului, cine răspunde și numărul telefon acelui care ne face dezăpezit. Vă cer spre analiză și aprobare. În serviciul de achiziții publice, dacă mai știți toate achizițiile se fac de PSA, vom lua o firmă care va avea prețul bun, așa prevede legea 98-2016, deci prețul să fie bun și totodată și calitatea lucrărilor. Vă rog, discuție. Comisia Buget. Aveți favorabil în partea comisiei. Discuții cu marginea acestui proiect. Da, puteți vă rog. Aș dori să întreb cât estimați dumneavoastră să fie valoarea contractului, domnul primar, și în ce condiții să plătește dacă nu o să fie timp nefavorabil. Cât se plătește din contract? Da. Haideți să vă spun. Dumneavoastră ați pus o întrebare destul de bună. Spuneați cândva că aveți o experiență vastă în administrația publică. Legea 98-2016, care stă la baza achizițiilor publice, era bine ca să o știți, sau ordonanța 34-2006, era bine ca să o știți din experiența voastră pe care o aveți dumneavoastră. Achizițiile publice se fac din SEAP, în serviciul de achiziții publice. Cine dorește să dezăpezească o localitate, scoate pe serviciul de achiziții și spune așa, ore de funcționare și ore de staționare. Înțelegeți? Bun. Orele de funcționare au o valoare, orele de staționare au o altă valoare. Vă informez că asta vă doare pe dumneavoastră și pe alții pe dumneavoastră, faptul că orele de staționare, dacă se plătesc, orele de staționare nu se plătesc cu toate că legea prevede, nu s-au plătit 2015-2016, care a fost foarte, foarte puțin o factură mică, deci nu s-a plătit nimic ore de staționare, doar de funcționare, iar am mers cu 85 de lei pe oră, de utilaj, 85 de lei pe oră și există și un contract metru cub de antiderapant. Am fost verificați de curte de conturi, am dat cu subsemnatul, după cum ați făcut reclamații dumneavoastră și domnul Țipea și la DNA și a fost primul răspuns. Eu nu știu dacă trebuie să ne legăm de treaba asta. Dar eu e consilier, întreb pentru că bugetul este alocat. Da. Sunt din banii tuturor. Unde este alocat? Local. Deci este bugetul din banii contribuabil. Da. Cred că am făcut o întrebare impertinentă. Ați făcut-o foarte bine, dar prima dată ați făcut-o la DNA și după aia nu am făcut nimic. Dacă nu despre asta vorbesc. Deci, dacă aveți probe, ore de funcționare. Acum nu vorbim de chestia asta, vorbim efectiv. Deci se plătesc ore de funcționare și ore de staționare conformitate cu legea 98, vă rog să o studiați, pe 2016 și ordonanța 34 pe 2006. Atâta pot să vă spun. Da. Ce a fost până acum? Licitațiile în SEAP au venit încoace foarte... nu foarte târziu, deci... Când o veni, domnul? Haideți. Da, domnul primar. Când o veni? Când o veni, domnul Pițivăr? Când o veni? Licitații? Nici o problemă. Știți cum se fac licitații? Știu, domnul. M-am uitat și în... Cum se fac licitații? Haideți, vă rog să spun. Este ușile închise, niciun caz. Nu, cum se fac licitații? Se fac pe online, domnul primar. Se fac cele de licitații, se fac... Ofertă și tot. Haideți să vă spun. La prestări servicii, la bunuri și servicii, se face în baza legii 98-2016, prin SEA, prin serviciul de achiziții publice, care este cerere și ofertă. Mă înțelegeți? Deci așa prevede legea. Încredințarea directă a primarului, a ordonatorului principal de credit, este 30.000 de euro fără TVA. Ne permite legea la bunuri și servicii. La investiții, la construcții, ne permite legea 100.000 de euro fără TVA. Altceva, domnul Bițiuie? Asta am dorit să aflu. E prima dată când spuneți treaba asta. Vorbesc. Adică? În Consiliul Local. În Consiliul Local? Da, vorbesc că da. Nu știu dacă ați mai spus-o până acum, ca să ne fim și noi la lucrurile. Nu, domnule, dar legea 98 nu mi-aparține și nici ordonanța 34 nu mi-aparține. Dumneavoastră lucrați cu legea, noi nu știu dacă trebuie neapărat să...
fim în... Să cunoaște legea, nu-i neapărat să cunoaște legea. Trebuie să cunoaște. Bine, dar mă gândeam că poate seara la ședința care ți-a putut, poate ați studiat legea 98. Deci, dar nu trebuie să mă sunați și vă spuneam, dar puteam ca să citiți. Domnul primar, trebuia să mă sunați să mai puneți o cameră de filmat sau poliția locală pe lângă. Da, domnul. Deci dacă vreți. Așa face. Mai departe. Haideți, vă rog frumos. Mai departe. Dacă mai sunt. Nu, asta am dorit să aflu, mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt discuții... Dacă aveți utilaje, puteți participa și dumneavoastră, dar nu mai sunteți în combatie de lucrurile. Nu mai discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a două indicatoare rutiere, accesul inteligent spectacul cu masă mai mare 30 de tone pe drumul comunal Bogat. Da, se propune aprobarea amplasării a două indicatoare rutiere, accesul interzis vehiculor cu masă care depășește, în proiect este 30 de tone, acum 25 de tone, pe drumul comunal din satul Bogata. Deci, certificatul de matriculare unei platforme care care Bușteni, despre asta vorbim, are 12,5 tone. Dublu, 24-25 de tone. Propun spre aprobare mai mult de 25 de tone, nu. În satul Bogata, din ceea ce cunosc știm noi, nu există nimeni care să aibă camioane de mare tonaj, decât numai turisme, căruțe, domnilor nu se încadrează aici. E vorba despre cei care exploatează pădure din bazinul de exploatare forestieră Bogata și domnilor trebuie să conform hotărârii Consiliului Local. 25 de tone este suficient. Drumul de acolo ne-a costat destul de mult, consolidarea malurilor destul de mult, care nici nu am achitat-o, vă spuneam că a fost prin situații de urgență, am făcut-o și probabil anul 2017 o să achităm și lucrarea de acolo la consolidare de maluri. Nu a venit nimeni cu niciun fel de bani, noi am obținut, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile, acel drum și după ce l-am obținut, l-am modernizat. V-aș ruga cei care n-ați ajuns acolo să mergeți să vedeți grație. Comisia Buget. Aveți favorul favorului în partea comisiei. Discuții pe acest subiect. Dacă nu sunt discuții, spunem la cine este pentru. Împotrivă, abțineri, sunt votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de frișele arborilor din Albia Plăului Bogata în vederea regularizării Albiei, precum și defrișarea arborilor din Curtea Căminului Cultural Bogata și liberarea terenului prin completarea cu pământ. Material. Da. E vorba despre Albia Plăului Bogata, din zona Jitaro, dumneavoastră știți, de la Jitaro, de aici, de jos, și până în partea luată la Meștel. Da. Deci defrișarea tuturor arborilor care se află pe Albia Plăului, regularizarea pârâului, că sunt niște rădăcini destul de mari care împinge apa în mal, în drum, sigur că da, și am asfaltat acolo, regularizarea lui și probabil vom turna beton, dacă nu vom găsi niște plăci de beton, să consolidăm mai bine malul către familia Jitaro acolo. Asta este una. A doua problemă, e vorba despre arbori din curtea Căminului Cultural Bogata, acolo unde am inițiat acel proiect de hotărâre cu modernizarea Căminului Cultural, și este o groapă destul de abruptă, care este proprietatea noastră, și având în vedere faptul că am început lucrările de modernizare în câmpul Dofteana, între Dofteana și Dărmănești, pământul surplus de acolo putem să ducem peste 20 de camioane și să regularizăm de așa natură, dacă vom obține acest proiect, trebuie să facem parcare, trebuie să facem un gard așa cum trebuie, și vă supun pe analiză și aprobare cele două puncte care sunt prinse în același proiect de hotărâre, pârâul Bogata și defrișarea arborilor din curtea Căminului Cultural Bogata. Comisia Învățământ. Comisia de Învățământ a zis favorabil 5 voturi. Discuții cu tema acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului și a actului consultativ al Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului județul Bacău, precum și împuternicirea primarului Mamujor pentru semnarea documentelor procedurale.
material. Da. Am primit o adresă, ca să vă spun de la început, am primit o adresă de la Consiliul Județean Bacău și scrie: în vederea identificării și dezvoltării oportunității turismului durabil în județul Bacău, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de Salvamont Bacău din cadrul Consiliului Județean Bacău, începând cu data de 8 septembrie 2016 și până în prezent, împreună cu OAT Moinești, OAT Târgu Ocna, OAT Dărmănești, OAT Zlănic, OAT Dofteana, OAT Zemeș și OAT Măgirești, care împreună vom constitui Asociația pentru promovarea turismului în județul Bacău, cel puțin pe Valea Trotușului și mai încolo Moineștiu, Zemeșu și Măgireștiu. În aceste condiții se propune actul constitutiv, statutul și împuternicirea primarului pentru a semna documentele. Este vorba exact cum este GAU, aproximativ cum este GAU. Așa. Dumnealor vor putea să acceseze împreună cu noi fonduri europene pentru dezvoltarea turismului. Vreau să vă spun că avem și ne solicită o contribuție de 200 de lei, deci de 2 milioane de lei, contribuind cele 8 unități administrative. Sunt niște cheltuieli care stau la baza constituirii acestui document și cine umblă, cei de la Consiliul Județean, trebuie să plătească diferite taxe și trebuie să avem o contribuție de 200 de lei. Comisia de învățământ. Comisia de învățământ a dat aviz aprobabil. Aprobă statutul și actul constitutiv și împuternicește pe domnul primar Ioan Bujor pentru a demara procedura de dobândire a personalității juridice în perioada următoare. Dacă sunt discuții prin seama acestui proiect, dacă sunt dus în discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Moinești a fost declarat stațiune turistică. Împotrivă? Da, cu două zile. Da. Abținere? Stațiune turistică. S-a votat cu numărul 17 consilieri. O autorități din toată țara. Proiectul numărul 13, vă rog cine. Da. Se propune completarea hotărârii Consiliului Local numărul 71 din 3-5-2016 cu următoarele două articole numerotate 8 și 9. Se va asigura valoarea neeligibilă a investiției propusă pentru proiectul intitulat Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, Comuna Dofteana, județul Bacău, rezultat în urma întomirii bugetului pentru implementarea proiectului, în cazul în care acesta va fi contractat spre a primi finanțare din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Deci acesta este primul punct și al doilea este acela. Reabilitarea, modernizare și dotarea căminului cultural din satul Bogata, Comuna Dofteana, județul Bacău, prin finanțarea de la bugetul Uniunii Europene, prin FEADR, sub măsura 76, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural nu va fi generator de venit. Deci noi completăm acea hotărâre a Consiliului Local, prin care am stabilit modernizarea căminului cultural din satul Bogata. Noi am depus documentația, am depus studii de fezabilitate, l-am achitat. Cei de la Uniunea Europeană, cei de la AFIR Iași, ne-au solicitat să completăm faptul că nu va fi generator de venituri. Exact cum este cu bulldozerul. Cândva am luat o hotărâre a Consiliului Local să-l închiriem și după aia dumnealor a spus nu. Au fost localități în care l-au închiriat, l-au dat la arat, l-au dat la diferite lucrări și într-un an de zile l-au terminat. Noi nu-l putem închiria decât numai în lucrări în regii proprie. Bineînțeles, am să revin și am să vă spun și despre asta, dar căminul cultural cu Cucuiești nu va fi generator de venit. Tot se referă. Utilitățile trebuie plătite. Energie electrică, dacă se desfășoară în activitatea acolo, apa, salubritatea, astea trebuie plătite. Dar nu faptul să faci altceva, să faci un spectacol și să te apuci să iei bani oamenilor de acolo sau știu eu altceva ce se poate realiza de ei. Așa. Dacă aveți discuții cu privire la aspectul. Discuții pe care acest lucru. Dacă nu sunt discuții, cheltuielile se asigură din bugetul local fără niciun fel de venit, clar, fără cum? Care cheltuieli? De exemplu, energie, apă, se plătesc utilități. Da, îmi spus, Daniel. Da, mă înțeleg. Asta să vă lămuresc. Ce se va întâmpla acolo? Nu? Ce se va întâmpla acolo? Acolo se va moderniza. Ce modificăm noi acum? Ce hotărârea Consiliului Local? Se va moderniza căminul cultural Cucuieți și noi să ne asumăm Bogata. Cheltuielile neeligibile.
Adică studiul de fezabilitate care vă spuneam că l-am achitat, da? Avizele la momentul respectiv, în momentul respectiv când vom primi ok-ul și vă spune AFIR-ul, noi suntem pe lista eligibilor, suntem pe loc, avem 73 de puncte astăzi. Bun. Urmează vizita în teren. În momentul când vin cei și fac vizita în teren, trebuie să ne anunță, să ne dea pe site-ul AFIR-ului dacă suntem eligibili sau neeligibili. În momentul când suntem eligibili, noi trebuie să ne asumăm cheltuielile neeligibile. Studiul de fezabilitate, avizele, racordarea la energie electrică, dacă este cazul, dar noi avem. Deci cele care sunt neeligibile, reparațiile și dotările, le asigură cei de la Uniunea Europeană. Despre asta vorbim. Iar activitățile culturale care sunt acolo, noi trebuie să plătim energie electrică, se presupun că face copiii acolo o serbare. Dar noi trebuie să plătim energie electrică. Dar în momentul în care îl închiriez, vine cineva și face o nuntă acolo, trebuie să plătească energie electrică, trebuie să plătească gunoiul, trebuie să plătească consumul de apă. Atât. Asta vorbesc. Păi altceva ce? Da. O chiria, ziceam, deci nu. Nu. Asta vreau să întreb. Nu. Eu am spus destul de clar, am spus și eu repet. Energie electrică, salubritatea și apa. Înțeleg. Da. E clar, doar nu o să-i luăm bani pe parcare, sau să-i luăm bani pe altceva. Nu va fi generator de energie. Nu va fi generator de energie. Deci banii aia achităm. Doar există contor, ia cineva indexul, se vede cât s-o consuma și plătește. Nu? Se fixează în baza unei hotărâri a Consiliului Local cât un metru cub. Dacă ai făcut acolo o nuntă, o activitate culturală, tot ai un metru cub de gunoi acolo, nu? Cât este metru cub va plăti, nu? Apa la fel. Se ia apometru și atât. Deci lucrurile astea trebuie să fie. Alte discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Contra, abține, s-au votat cu număr de 17 consilieri. Da, eu nu. Bine, la capitolul de diverse și dumneavoastră, la fel ca și mine, aveți aceleași drepturi. Aș vrea prima dată să le exprim pe cele care le am eu notate aici. Poate generează discuții sau întrebări și apoi veniți dumneavoastră cu celelalte. Aș vrea să vă informez atât pe dumneavoastră cât și opinia publică din localitatea noastră faptul că pe data de 10/10/2016, doamna secretar, așa este? Da. S-a introdus și s-a dat număr de înregistrare. Da. Cu numărul de 12.488 din 14/10/2016, deci 14/10/2016, referatul care stă la baza impozitelor pe anul 2017. Deci s-a înregistrat de pe data de 14/2010, el în mod obligatoriu cu 30 de zile înainte. Dacă noi o să avem ședința Consiliului Local la sfârșitul lunii viitoare, suntem în grafic. Dacă o să avem după data de 14, iar suntem în grafic. Iar dumneavoastră îl găsiți și la doamna secretară. Nu este definitiv, repet, nu este definitiv. Așa se mai poate discuta pe marginea acestui proiect. Dar dumneavoastră puteți să-l studiați. Deci el este înregistrat de pe data de 14. Așa. Referitor la impozitele și taxe pe anul 2016, asta am spus. Da. Și se referă la ce? Terenuri 17. Terenuri, construcții, taxa auto, utilități, salubritate, știți ce înseamnă, pășune, așa. Vreau să vă informez, din discuțiile purtate cu inspectoarea de la impozite și taxe, știți cu toții, se impozitează pe rang de localitate. La noi e rangul 4 și rangul 5. În rangul 4 este localitatea reședință de localitate, deci satul Dofteana, în care se plătește cel mai mult, apoi Bogata și Hăghea. Deci lucrurile astea nu le-am făcut eu, erau făcute deja. Dumneavoastră vă pun spre analiză și aprobare timp de 30 de zile rangul localității 4 și 5. Centrul Dofteana, adică satul Dofteana, știți ce înseamnă satul Dofteana? Satul Dofteana, cel care este pe sub Osoi, plătește mai mult decât cel care este în Larga, în Cucuie sau în Bogata. Satul Dofteana, este reședință. Hăgheacu și Bogata. Motivul care este? Asta de vorbă doamna inspectoare, cine le-au făcut și le-au stabilit la momentul respectiv, că este 5, categoria A și B. Deci diferă unul de celălalt. Ca și valoare. Nu mare, dar diferă. Întrebarea mea era în felul următor și dumneavoastră vă rog să analizați. Toate satele care iesă la centrul satului,
Te-am spus, deci bogat acum ies. Nu, ies în drumul principal. Bogat ies în drumul principal, în condițiile în care nu a avut asfalt până astăzi, acum are asfalt, dar plătea la fel ca doar. Înțelegeți? Hai diavol, ies în drumul principal. Dar vă întreb, Ștefan Vodă nu ies în drumul principal cu asfalt? Dar vă întreb și hai diavol, Seaca nu ies în drumul principal? Dar Larga nu are asfalt până în capăt, nu ies în drumul principal? Cucuiețul nu ies în drumul principal? În condițiile în care Larga are un pod de 25 de miliarde și la anul, poate pe timpul ăsta, trecem pe el și ies în centru, ies la drumul principal. Vă dau spre analiză și aprobare, termen de 30 de zile și să veniți cu propunere. Mai departe. Proiect de consultare publică. Proiectul că nu i-am dat, ceea ce vă spun eu acum, nu i-am dat niciun număr de înregistrare. Se află la cadastri, se fac niște măsurători și am să fie un plan de situație. Am să-i dau un număr de înregistrare și o puteți consulta oricând. Deci discuțiile purtate de la, cu cei de la CFR, Galați, în baza unor adrese pe care le-am făcut la dumneavoastră, să stabilească itinerarul dumneavoastră în afară de zona de siguranță, 20 de metri stânga-dreapta. Și nu poate să facă dovada proprietății la terenul din spatele gării. Terenul din spatele gării, dacă mi-aduc bine aminte, e vorba de vreo 5.700 de metri pătrați, care nu poate să facă dovada proprietății dumnealor. O veni juristul de la ei, am stabilit niște reguli acolo și la ora actuală suntem în faza, am făcut deja o măsurătoare, mai avem de făcut una, așa, să stabilim terenul respectiv, trebuie să trecem în inventarierea domeniului public, faptul că nu are nimeni drept de proprietate pe el decât unitatea administrativ teritorială. Ce am stabilit acolo, ca să vă spun dinainte, din cele două garduri, acolo e o insulă la mijloc, e o troiță care a făcut o insulă la mijloc, care în permanență este inundabilă, așa, să facem un gard pe partea dreaptă din proprietățile dinspre dreapta, de la Gavrilă și până în capăt la Hârbu, și pe partea stângă deja există un drum tot de noi făcut, ca să dai roată insulei respective doar pe drum. Atât. Partea din mijloc, care rămâne acolo, fără drum, am dat-o la delimitare acum, fără drum, să vedem cât rămâne din 5.700, să o trecem în inventarierea domeniului public. Ce doresc să fac acolo? Proiectele sociale prin Uniunea Europeană ne-ar da niște sume de bani să construim niște case sociale. Două, trei blocuri. Una. A doua problemă, la ceea ce mă gândesc eu, să fac o canalizare a apelor pluviale cu mai multe gadiere de colectare a apelor pluviale, să evacuez apele din insula respectivă și să le duc pe la moară, să le scurgem într-o duș, și să ducem umplutură de așa natură, să facem un mare platou și să facem un târg săptămânal de cereale, exact cum este în zona Cumănești, dincolo calea ferată, să separăm de DN12 cerealele, animalele, să le ducem acolo, iar aici să rămână legume, fructe, textile. Pentru a evita ambutiajele și aglomerațiile din piața săptămânală care are loc în fiecare marți, pe DN12A, atrăgându-ne atenția, poliția rutieră nu mai singură dată. Asta este un proiect de hotărâre, care eu nu i-am dat număr de registrare, dar îl las în discuție publică. Dumneavoastră să discutați și veniți data viitoare cu propunere dacă îl trecem sau nu în domeniul public, dar trebuie și tot ceva de aia. Da. Un alt proiect care îl dau în discuție publică, în care încă nu i-am făcut plan de situație, este următorul. De la Fântâna Bogata, de la Mlaștina, unde se prindea cândva pește unii stânca cea mare, care scrie pe ea acolo. Deci din proprietățile private, din Podei și până în Mlaștină, inclusiv Mlaștină, fac apel tuturor cetățenilor din localitatea noastră și numai să vină cineva să facă proprietate, să facă dovada proprietății. Din Podei Bogata și până în zona de siguranță sau acostament a DN12A. Venind la deal, toată coasta aia împădurită, inclusiv prin spatele primăriei, vă rog să vă uitați destul de clar, aici, inclusiv, până la Gura Păcuriță aproape. Deci această zonă trebuiește inclusă în inventarierea domeniului public, să ne majorăm domeniul public, ca noi să o avem sub pază, la ora actuală, este domeniul public, dar ea nu este trecută în baza unui cadastru. Va veni cadastru sistematic, gratuit și va ajunge și aici, acum am început dinspre Dărmănești către Dofteana, va ajunge și aici și terenul ăsta nu poate să facă nimeni dovada proprietății pe el. Nimeni nu poate să facă dovada proprietății, mă refer la persoane fizice și juridice, în afară de unitatea administrativ-teritorială.
Despre asta vă spun. Deci va fi în dezbatere publică. Dacă cineva din localitatea noastră este posesor cu o hotărâre judecătorească, un act de proprietate sau să facă dovadă că moștenitorii dumnealui au trecut declarație pe propria răspundere la Registrul Agricol al Comunei Dofteana, cum poate să fie, verificăm din istorie, când de anii 1954 și până astăzi, înțelegi, dacă cineva poate să facă dovada, cu cea mai mare plăcere, el trecem, în condițiile în care nu l-are trecut nimeni, el trecem, dar impozităm în conformitate cu codul fiscal cu 5 ani din urmă. O altă situație, în dimineața asta am vorbit la fel și am fost și la Bogata, de la Bogata, de la Părăumărului și până dincoace de Fântâna, Bogata până aproape din Mlaștină, pădulicea dintre Podeiul Bogata și proprietăți, se spune că ia oamenilor, dar vreau să-l văd dacă l-are trecut și la Registrul Agricol. Da, suntem de acord. Plan de situație, cei care nu l-au trecut, plan de situație, categoria de folosință a terenului, deci ce categorie de folosință scrie în plan de situație, dacă este teren cu vegetație silvică forestieră sau ce fel de teren este, declarațiile vecinilor te recunoaște ca proprietar și îl înregistrăm la Registrul Agricol pe propria răspundere cu impozitare pe 5 ani în urmă. Așa prevede legea. Deci, iarăși pun proiectul spre dezbatere publică. Ceea ce v-am spus până acum, sunt două mari proiecte. Vă rog să înțelegeți. Mai departe. Trec peste astea toate. În proiectul de hotărâre, o să revin la... În proiectul de hotărâre cu privire la impozite și taxe, aici este planul anual de evoluție și a tarifelor și taxelor la salubritate. L-am votat în anul 2010, Consiliul Local, și s-a aflat în copie în mâna mea. 27-a 10-a a fost 2010. Bun. Aici scrie cât se majorează taxa de salubritate în fiecare an. Și vă spun în 2017. Acum avem 3,76. Astăzi. Asta este 3,76 de persoane. La anul va fi 3,87. Cum am făcut noi cu managementul Unității Administrative Teritoriale? Este 89 de lei de familie pe an. Așa am făcut noi, cu 3,76 din ceea ce am făcut noi și am modificat în hotărârea Consiliului Local, 89 de lei de familie. Bun. Acum știți cât vine? 43 de lei. Nu, 93 de lei. 93 de lei, de la 89, 93 de lei. Deci 4 lei plus. În fiecare an va crește, dar în anul 2019, 2008, vom ajunge la 100 de lei de familie. La 100 de lei. Pe an? Pe an. Pe an? Nu confundăm unul. Pe an. Pe an. La aceste proiecte de hotărâri vă promit, în momentul când dumneavoastră veniți și vă rog să le solicitați la impozite și taxe, luați ce există în județul Bacău, comune și orașe, de la Ghimeș, inclusiv Ghimeș, Făget, la Vale, până la Jud, inclusiv partea cealaltă, Poitus, Pârgărești, și la proiectul de hotărâre vor fi cât au și dumnealor. Vedeți cât au dumnealor și cât avem noi. Înțelegeți? Să faceți o diferență ca să puteți veni data viitoare să le discutăm. Dacă e cazul, de asta l-am pus mai devreme, le amânăm în noiembrie, le discutăm, îl amânăm și îl aprobăm în decembrie. Dar noi venim cu toții cu îmbunătățiri, dacă se poate. Îmbunătățiri în bine. Bineînțeles. Vă rog să înțelegeți. Mă refer la taxa de salubritate. Deci noi nici în anul 2018-2019 nu vom avea 100 de lei. Și faceți calculul și o să vedeți. Mai departe, tot aici veți găsi cota de impozitare care a fost anul ăsta, rezidențial, nerezidențial, persoane fizice și persoane juridice. La noi era la 1,2. Când cineva umbla luna mai cu o doamnă și tot răgnea împotriva noastră. Sunt 6 societăți comerciale care plăteau un pic mai mult, dar cele care vor ajunge la 3 ani, când ajung la 3 ani și nu au un raport de evaluare și expertiză, vor plăti cota de 2. De aia, pe noi ne interesează persoane fizice și juridice. La noi era 1,2 cota. Eu, în calitate de primar, am adus-o la 1. Impactul bugetar este de 1.100 de lei, să pun așa, 10-11 milioane. Nu știu. La total buget, localitate. Înțelegeți? Eu am adus-o, toate localități au 1,2, 1,3, cum arești 1,5? Nu e mult 1,2.
Maxim era 1,3 și cu aprobarea Consiliului Local te duce încă cu 50% dacă vrei. Eu l-am lăsat la 1,2 la 1. O găsiți tot aici. Înțelegeți? Așa. Și vă rog să le analizați pe toate, inclusiv taxa auto rămâne la fel, taxa de pășunat, am propus-o faptul că rămâne la fel. Vă las dumneavoastră spre analiză și aprobare să veniți în Consiliul Local data viitoare cu documentații și să-mi aduceți dumneavoastră la cunoștință mie ce vom face cu societățile comerciale care nu au plătit anul 2016 salubritatea deloc și ce vom face cu ei în 2017. Și repuse de contract. Poftim? Autorizație profesională. Dacă nu au contract făcut. Corect, dar mi-aduceți un articol de lege care îi ridici autorizația. Deci dumneavoastră veniți cu un articol de lege și o să vă dau răspunsul. Ce vreau să vă spun? Să mă înțelegeți. În cursul zilei de ieri am sunat directorul de la Rompreț și am spus și am control. Și vă rog, am documentație, este la contabil, să vedeți la nivel de județ Bacău câte restanțe sunt la salubritate. Persoane fizice, persoane juridice. Și din ce motiv Romprestul acționează adisul în judecată pentru faptul că a încheiat un contract cu 60 de localități și operează poate în 40 și din cele 40 plătesc 20. Asta este. Alaltă ieri, cu două zile în urmă, eu am achitat 258 de milioane gunoiul și mă am două luni, noiembrie și decembrie, și vă asigur că astăzi, în buget, am 750 de milioane din restanță venite și la chită. Și nu rămân nici cu un leu, nu numai acolo, nică cât conduc eu. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Dar dumneavoastră, cred că considerați faptul că nu neapărat domnul de acolo, cum ați spus dumneavoastră la un agent economic, vezi cât eu criticat în ședință prima. Nu e adevărat. Am pus pe cel ce răspunde de impozit, nu, de taxa de salubritate și de autorizațiile de funcționare să citească la propunerea domnului Pițigoi cine sunt acei care nu și-au plătit. E adevărat, domnul Pițigoi? Eu citit pe acei și așa. Și pe acei care nu au plătit. Dumneavoastră ați informat imediat, greșit, că ai fost criticat. Nu am criticat pe nimeni, i-am citit pe acei la propunerea formațiunii dumneavoastră politică, pe acei care nu și-au plătit. Bun. Vă dau dumneavoastră, domnule Deagonu, să veniți. Nu, dar vă rog să înțelegeți. Vă dau să veniți cu proiect de hotărâre până luna viitoare și să-mi spuneți ce vom face cu agenții economici care nu și-au plătit 2016 și dacă nu încheie în 2017, dar să-mi veniți cu articol de lege. Despre asta vorbim. O altă situație ce vreau să vă spun aici. În masterplanul aprobat de Consiliul Local din anul 2010, vă rog să-l luați să-l studiați. Și să vedeți aici că prevede niște sancțiuni și pedepse și cine trebuie să le dea. Nu e vorba de autorizație de funcționare, e vorba despre alte sancțiuni. Care hotărârea Consiliului Local a dat-o atunci și cine are dreptul să le aplice? Vă dau sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubritate prevăzute în anexa numărul 2 la regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubritate al ADIS Bacău, punctul numărul 12. Neachitarea contractelor utilizatorii non-casnici, deci știți cine sunt, cu operatorii autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale. Pentru PFA și ei, amenda este aplicată de la 100 la 1000 de lei. Pentru SC, amendă între 500 și 2500 de lei. Cine poate să le aplice? Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după caz de către persoane împuternicite de primar, președintele Consiliului Județean, președintele ANRSC, știți cine este Agenția Națională de Reglementare, așa? De către comisari sau persoane împuternicite din cadrul Gărzii de Mediu, sau din cadrul Ministerului Administrației și Interne. Deci noi suntem cu inimii de mamă și nu ne ducem să-i amendăm. Dar putem să anunțăm Garda de Mediu și Garda de Mediu, vedeți dumneavoastră, este cea mai mare amendă, 2500 de lei. Vă propun, domnul, și v-am dat dumneavoastră, domnule, acolo, să veniți până data viitoare, cei care scot autorizații pe 2017 și vine și spune, domnule, solicită autorizații de funcționare pe 2017, dar eu în 2016 n-am plătit. N-am plătit. Și să-mi spuneți ce trebuie să fac. Ce am făcut ieri? Să revin.
Am sunat directorul general de la Rompres și am vorbit cu dumnealui și am zis așa. Cine încasează pe dofteana societății comerciale nu are un comportament adecvat pentru a sta de vorbă cu o persoană, cu o persoană fizică sau juridică. Și din aceste condiții vă rog să schimbați încasatorul pe dofteana. Și au trimis doi de la Onești. Și l-am zis, domnule, cum încasați dumneavoastră la Onești în alte localități? Uitați, vă dau un exemplu, Edi Flor. Are bar, are magazin mixt, are textile într-un singur loc, Cornel Botezat. Și are în bar 3 mese sau cât are acolo. Și domnule, să constată câte mese sunt, să estimează activitatea economică, câte persoane vin acolo la 3 mese și se estimează o cantitate de gunoi. Dacă există în aceeași încătere 3-4 puncte de lucru. Bun. Doamna care a încasat până astăzi, de ce îmi spune dumneavoastră în funcție de câți angajați ai? Întrebarea mea este așa, BVN Promobil la 300 de angajați plătește un metru cub? Nu critică, s-o înțeles, un metru cub și tu cu un magazin care faci vânzare 2 milioane pe zi, plătești tot un metru cub. E normal? Deci am sesizat Rompres, în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, ca în mod legal să meargă de la poartă la poartă, pentru că au venit agenții economici, 3-4 agenții economici în 2 zile, și au zis, domnule, am făcut contrapie și nu mai vine, îl sunt de 2 săptămâni, nu vine să iei bani. Și am sesizat Rompres și s-o duc și o la bani. Omul. Și ăla e confirmat. O venit Ionel la SRL. Domnule, eu vreau să fac contract. Unde este persoana? Și așa mi-a fac. Deci, se va schimba încasatorul de pe dofteana, vor veni alte persoane și atunci să vă rog o declarație proprie răspundere de ce societatea comercială nu dorește să încheie contract, din ce motiv. Și atunci când ne liberăm în 2017, avem și motiv. Ori închisă societatea comercială, ori nu are activitate comercială. Deci vă dau spre analiză și aprobare la toți. Mai departe. Astăzi vom completa, și cred că s-o și completa, cele 2000 de pubele care au venit până astăzi. Deci astăzi se descarcă 400, la ora 10 trebuia să se descarce la Casa de Cultură. Vă întreb, știți ce a domnul polițist? Nu. Deci astăzi se vor descarca. Cele, în satul Doftean, Larga, Cucuietul, Bogata și o parte din Doftean au fost distribuite. Urmează în Dofteana diferența, aici sunt 900 și ceva, și apoi celelalte sate, v-am spus, în ordine, le vom da fiecare. Rugămintea care este? Fiecare cetățean, și cred că prin postul de televiziune o să vadă, toți sau marea majoritate care îi interesează, să scoată în acele pubele gunoiul menajer și nu se întâmplă absolut nimic dacă mai scoate și un sac doi deasupra pubelei, dar să fie gunoi menajer. Vă rog să înțelegeți să se facă diferența între gunoi menajer și materiale de construcții. Sau boasca de la struguri. Ieri, în câteva locuri, au fost lăsate. Nu le-au luat. Din motivul acesta, să înțeleagă fiecare. Prin adresa venită și ANRSC-ul ne amendează în condițiile în care noi nu diminuăm cantitatea de gunoi menajer de la an la an, noi creștem, pentru că am avut 166 de tone în luna august. Dar noi, prin colectarea peturilor, prin colectarea cartoanelor, sticlă, le ducem într-un loc special amenajat și la o firmă abilitată, ne dă un document justificativ și se scade din total cantitatea de gunoi. Și avem obligativitatea aceasta. Deci să scoată fiecare în pubelă, iar în condiții în care se umple, să scoată, înțelegeți, un sac, doi, trei, cât mai scoate el, pe pubelă, într-adevăr, dar nu cu boască, nu cu material de construcție. O altă problemă cu gunoi este următoarea. Vă rog respectos pe toți, cei care mă vedeți și cei care mă ascultați astăzi, dumneavoastră aveți obligativitatea să scoateți dimineața mașine la ora 8 fără un sfert sunt în fața primăriei, însoțite de o persoană de la ajutorul social sau de la poliția locală și merge de la poartă la poartă. Cei care scoate mai târziu, când trece mașina, când se întâmplă, trece mașina la 8:30, 9, cu părere de rău. La dumneavoastră, domnul Țifră, ieri ați scos gunoiul la ora 10 și 6 minute. Și 6 minute. Și nu luat-o stat până aseară gunoiul. L-ați scos la 10 și 5. Da. Și mașina a trecut pe la dumneavoastră la poartă la 10 fără 20. Faci o singură cursă doar? Da. Da. Deci, din motivul ăsta e 9.76 la oraș. La oraș e 9.76 că trece în fiecare zi mașina. La noi e 3.76 că trece o dată pe săptămână.
Dar la dumneavoastră, la SCO, eu l-am sesizat și am anunțat pe poliție. Da, băi, ce-i cu sapul ăla? Ne-am uitat pe camerele lor, vedem la 10-6 minute la scos și la 10-20 de minute. Cu părere de rău. Dar asta l-am spus să meargă... Vreau să vă spun așa, putem pune problema așa altfel. Omul ca să fie la serviciu, da? Îi schimbă trei, ajunge la 9, la cât vine 3, 9 jumate, la 10, la cât ajunge el. Spune aia numai de gunoi, ce face? Vă rog să înțelegeți. Gunoi. Și cine o scoate pe aia? Ca să se umbrește de câini. Nu, nu, dacă are pubela, pubela are capac, nu e așa, nu, deci nu e o soluție să o scoți seara. Nu e, să brești, dar, am văzut ce se întâmplă. Bine, dar la dumneavoastră, cred că nu era problema faptul că putea să scoate. Eu am scos, am venit târziu din cursă și am dormit până la 10, vă spun drept. Am înțeles, nu trebuie să modeam. Dom'le, eu am sesizat, nu altcineva. Și ca să nu fie discuții, ne-am uitat pe camerele la vedere și confirm că camerele la vedere la ora 10 fără 20 s-au trecut pe acolo. Dar totodată îmi spune poliția locală că erau material de construcție. Respectuos nu pe dumneavoastră, vă rog pe toți să scoateți gunoi menajer. La dumneavoastră a fost un incident, s-a întâmplat. Dar nu aduc laude operatorului, vreau să vă informez, în ședințele cu primare la Consiliul Județean sau la Prefectură, nu vedem, cei ce operează prin Romprest este curățenie în localitate, nu miroase fontane, nu miroase în urma mașinilor și le spală ori de câte ori este nevoie. Deci, nu e vorba de dumneavoastră, e vorba la modul general, toată lumea să scoată cât se poate dimineața. În condițiile în care s-a întâmplat, ați fost, ați plecat, ați venit mai târziu, se poate suna la doamna viceprimar, la un polițist local, sună să întoarce mașina înapoi. De cele mai multe ori face câte două curse în aceeași zi. Nu dovedești, să umple mașina. Deci să umplu mașina, să duce la Bacău, să le întoarce și vine înapoi și continuă să o duce în celălalt zi. Da, și atunci vine. Sau vine vinerea, când se duce Hăliacul și Bogata, legătura cu noi și imediat se corectează. Ceea ce se plătește trebuie să facă serviciu impecabil. Asta pot să vă spun. A fost un incident din partea tuturor și o rezolvă. Încă o problemă, dacă se poate. Da. În momentul când se dau toate euro-cuvenile, ce se fac contanele de la Romprest, mai ales, v-am spus, acolo la noi, pe DN12, se ridică contanele sau... Stați să vă spun. Mi-ați mai pus o întrebare și trebuie să vă dau răspunsul. Mi-ați spus și în altă ședință. Da. Deci, după ce distribuim toate pubele, cum se dau pubele astea? Există o hartă făcută de către Romprest, nu mai am făcut. Și eu venit și au văzut în felul următor. Locurile greu accesibile. Bun, ei au făcut o hartă. În locul greu accesibil nu se face mașina, pentru că mașina era a lor. Bun. Corect. Mai departe. Ce s-a întâmplat? Noi ne-am dus cu aeropubele pentru faptul din comoditate unei persoane nu au binevoit să vii să ia. Noi am intrat cu mașina cu basculă, noi am intrat cu camioneta până pe Areniș, domnul Balcanu, și am răspuns de acolo, domnule, dar aici intră camionul, intră Romprestul până aici. Deci atunci trebuie să vedem și la aia. Nu am putut da acolo la de acolo, zis Goșdel, da. la Adâmbul, pentru că acolo nu are cum să intre, nu? Dar acolo unde intră camionul, dăm. Bun. După ce am distribuit în întreaga localitate, ei acolo unde nu intră camionul, au numărat câte persoane sunt pe ulița respectivă. 12 persoane. O dat o euro pubelă de 1150 de lire. Bun. Noi ce o să facem? Noi ridicăm euro pubele respective, le spălăm și le predăm înapoi la el. Mă refer la cele de tablă. Cele de plastic sunt ale noastre. Unde va fi nevoie, o să dăm la diferite instituții ale noastre. Să zicem biserică, să zicem școală, să zicem primărie și așa mai departe. Le ridicăm. Eu știu, am văzut că luni dimineața te sufocai și era acum în față la dumneavoastră, știu. Bun. Și mașina de la Romprest o să intre și turiți la Boloș. Pentru că are un sens să duce, are... Nu, da, aia de acolo nu are la ce să vezi treaba care trebuie să-i faci. N-au la ce. Normal. Deci intră, întoarce la sondă, dă cu spate, dacă nu-i facem noi vizibilitate maximă și cale de acces, să poată să intre și să iese de acolo și omul să scoate în pubel, nu? Deci despre asta vorbim și le vom discuta. Vorbesc și despre cei care sunt pe uliță în partea noastră la bani. Pentru că cei mai mult generatori de gunoi, ăia sunt. Romii din spate. Pentru că umblă cu textile, umblă cu tot. Acolo nu mai materiale textile, dacă vă duceți marța, după aia, știți foarte bine ce-ți mai știu despre lumea. Da. Atunci, deci, cum facem ca să poată să dispară deci, acolo? Le dăm pobelă la fiecare și ridicăm europobele de 1100. Atât. Mai rămână dacă la ei, acolo în spate, la ban, nu poate intra. Deci nu intră, este destul de clar. Acolo le voi duce pe uliță două și în ziua când se ridică gunoiul, două persoane la ajutor social cu cei de la Romprest le aduce în stradă. Mai ce face? Trebuie să crezi gunoiul. Dar poate să urce panca aia? Cum să nu? Aia de 1100, cum să nu? Dar e bine, dacă puri bolțar, nu poți mișca un metru. Aici e problema.
Da. Deci am înțeles și aspectul. Da. Vreau să informez Consiliul Local și nu numai despre am încheiat asfaltarea în satul Bogata în kilometru 100, am încheiat consolidarea malurilor aproape de 200 de metri liniari, urmează marcajul pietonal în Bogata și apoi recepția la finalizarea lucrărilor. Nu putem să facem recepția la finalizarea lucrurilor până nu facem marcajul pietonal. Nu putem să facem marcajul pietonal până când timpul nu va fi favorabil. Așa. S-a dat ordinul de începere a lucrărilor la drumul care face legătura între exploatația agricolă de pe câmp, Dărmănești, până la intrarea în Travelanul în Comunii Dufteni, acolo unde, tot datorită vremii nefavorabile, nu putem să lucrăm. Dacă timpul va fi bun așa, luni vom continua lucrarea. Acolo avem 13 cadastre care încarică peste cadastrul nostru și nu putem să ne desfășurăm activitatea. Din cele 13 cadastre au fost invitați oameni aici. În marja de 2 plus minus 2% merge modificarea la 11 dintre ele fără acordul proprietarului. Doamna Alupi și Titi Tătaru, care reprezintă domnul Drum, își dau acordul luni în notariat, acordul scris, și dumnealor le vom modifica cadastrele pe cheltuiala unității administrative teritoriale, inclusiv gardul la Anunța Lupi vis-a-vis de PECO, pentru că dumneavoastră are un gard așa cum este și îi mutăm astăzi, dacă nu luni, și căminul care e la limita proprietății de acolo unde are apometrul pentru apă. Astea sunt niște lucruri care trebuie să le facem, dar eram obligat ca să vă informez. Pe măsură ce vremea va fi bună, vom înainta și cu lucrurile. Pământul surplus îl vom duce undeva în lunga totuși, deși acoperim niște găuri, inclusiv la școala Bogata, la Caminul Cultural, acolo, surplusul de pământ. Suntem în grafic, suntem în conformitate cu platforma program din campania electorală, ceea ce am promis, sperăm ca până de anul nou visul să devină realitate, inclusiv cu asfaltarea. Să sperăm în funcție de vreme. Am pus punct și vă ascult pe dumneavoastră. Da. Și ce să spun? De la capăt, nu ești. Da. Solicit anumite persoane din oară la curățarea unui punct, dacă mai avem sau de posibilitatea asta. Îți nu afemei vă dau pe doamna administrativă, e o fântână publică, da. La chinuță acolo. Să vă spun și despre fântânile publice. Perioada în care au fost afectați mai și iunie de inundații, pompierii militari au venit în sprijinul nostru și cu pompele lor din dotare ne-au tras apa din fântânele acolo unde au fost afectate în baza unei cereri care le gestionă doamna Camara. După două luni de zile, după ce s-a tras apa din acele fântâni, ei au spus așa, nu mai venim numai în condițiile în care faceți probe de apă și în baza unor probe de apă elaborate de un laborator autorizat, și dacă vor fi nitriți și nitrați și necesită curățarea acestor fântâni, o vom face. Deci cu pompierii militari, numai în baza unui buletin de analize. Am făcut buletin de analize și probe la Bogata, la domnul Vârlan, așa, pe răspunderea noastră. Apa este potabilă, se poate bea. Cei de la CRAB au venit în sprijin nostru și ne-au dat niște pastile în care le-am pus acolo, care timp de 7 zile nu aveau voie să consume apă potabilă și apă se poate consuma. Deci în felul ăsta se poate trage apă din fântâni. Acum, cu ocazia faptului că am avut apă destul de multă, aici pe DN12 ne-au solicitat o persoană să tragem apa din beci. Cu pompele din dotarea noastră pe care le avem, am trimis pe cineva și eu tras apa din beci. Din beci o putem trage pentru că la absorție nu trebuie să fie prea adâncă, pe repolare poate să fie, dar la absorție nu trebuie să depășească 2 metri, 2 metri jumătate. Asta putem să facem cu posibilitatea noastră. Asta știu, să dau da, asta este rezultatul. Da. Probe de analize. Deci numai felul ăsta poate pompieri militari. Mai departe. Vă rog să mă facă. Da, știu. Am văzut. La ulița David Boboc, acolo, Vasile Uriașu, au solicitat, au fost testi, au completat cererile alea și, într-adevăr, bărță, gropi, ar trebui pe puțin palasul. Pe uliță, da. Deci, la David Boboc, e vorba de 100 de metri. Acolo am băgat și piatră concasată, nu?
Da, da. Dar acum s-au mai... Auziți, dacă avem posibilitatea financiară pe care nu avem astăzi, noi vorbim niște lucruri reale. Da, da. Să luăm tot piatră concasată, după aceea întreba așa. Dacă am pus piatră concasată și ea a luat o formă, acum s-o cilindrat, însuși prin trafic. S-a luat o formă, mai spunem balați de pe totuși? Nu, nu, nu. Deci nu e posibilitate. Vă rog să înțelegeți. Piatră a luat un zvârf din la roți. Altceva. Stați un pic și îmi cer scuze. Am făcut un contract, uitați să vă spun, cu Habitat for Humanity din Moinești, în care dumnealor se oferă să ne curățe coșurile de fum gratuit. Am dat anunț pe cablu, am dat anunț în sate. Câte cereri aveți? La mine sunt 45, colegi consilieri. 45 de persoane? 45 la mine, 45 de familie, da? Cererile sunt la 10 la mine, eu am făcut 14. Da. Deci dacă nu avem minimul 100, 100 plus instituțiile, biserică, școală, unitate administrativă, dispensar, casă de cultură, deci oamenii n-are cum să vină. Am văzut ședințele Consiliului Local de la alte unități administrative teritoriale, că spuneau primarul, domnule, nu prea a dat randament, că oamenii nu vor. Deci am fost odată în sat cu șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și oamenii se feresc. Să nu aibă recideri și fiecare dintre ei să permită, pentru faptul că dă un document justificativ elaborat de către o firmă autorizată cu om specializat. Așa. Curăță coșul de fum gratuit. Despre asta vorbim. În cazul în care corul are mici probleme, lipsește o cărămidă sau nu este tencuit în exterior, reprezentanții habitatului repară. Deci, mici defecțiuni la persoane cu cazuri sociale, mă refer. Da. Așa? Ei îl tencuiește și îl reabilitează, să spunem așa, în contractul care este făcut cu noi. Deci, fiecare dintre dumneavoastră, dacă... În zona de competență. În zona unde sunteți, aduceți cereri. Dar cât se poate de repede, pentru că timpul greit destul de repede, unui recoros și mai avem obligația să... Da, o să vă dau la sfârșitul ședinței tuturor colegilor și vă rog să mă sprijiniți că e păcat, e un proiect... Dar numai pentru coșurile zidite, nu? Coșuri zidite, coșuri. Coșuri de centrală, sobe... Ce spun? Păi bine, dar dacă vine și curăță și o sobă de aia cu borlan metalic, atunci vede că el este spart, este deteriorat, el dă jos și îi spune omul că rog frumos să-l înlocuiești. Că prezintă un adevărat pericol. Dacă este un caz social, dânsii și pot veni cu materialul pentru construirea formului, dar așa pentru că să nu ați văzut acolo, la familia Bușu. Da. Domnul da, da. Deci cuptor construit nou, dar coșul era vechi, din 80-100 de ani. Clar, nu a mai fost curățat de mult, funingerea și stirijia care s-au adunat, s-au aprins și au pus în pericol casa vecină. Dacă nu mergeam repede, se întâmplă o tragedie acolo. Altceva? Da, 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 așteptați-vă. Țivarea Codului, domnul primar, vrea acolo, solicită oamenii de acolo care au mașini, s-au făcut o baltă mare după cod, la Neagă Gheorghe Voz, acolo. Da, așa un pic de balastru. Deci, avem acolo, doamna Camară, la Cucuieți, apile au adus acolo unde facem podul la largă, au adus niște balast destul de bun, am stocat doi un pic în el, avem la familia Chiuchioi, cea bogată, o sunat cu un domn botezat ieri, aici în Valea Codului la Gheorghe Camară, nu? Da, Camară, da, spune, da, la Gheorghe Camară. Notează, doamnă, avem la îndemnă tot ce ne trebuie, dar dacă ne-am luat de vorbă de asta, vă aduc aminte, la contractul de dezăpăzire, noi avem bugă excavatorul, avem lamă la bugă excavator. Nu ai cum să curzi zăpada de pe 60 de kilometri de drum cu o singură persoană. Anul trecut n-am putut pentru că nu a fost zăpadă, foarte puțin. Dar anul acesta, dacă va fi zăpadă, vom lua un sat sau două, în funcție de puterea noastră, cât putem, că acolo trebuie să consum combustibil și îți trebuie două persoane. Deci, o persoană care conduce și o persoană care este destul de atentă. Sunt mașini parcate, sunt căruți parcate, sunt lemni parcate la poartă, trebuie să-i strâng și așa mai departe, trebuie să-i dai să fie două persoane. Luăm două sate, bogata, să presupunem, și seaca sau numai unul dintre ele, că trebuie să făcute pe bogata, am dispus, în dispoziție verbală, să meargă microbusul școlar până la groapa cu furnici, că v-am făcut parcare de întoarce un tir, acolo nu mai e un microbus. Și merge de ieri dimineață. Merge, dar nu de ieri, cred că de la ieri. Așa, am dat dispoziție. Și în condițiile astea, vom și dezăpezi, vor fi depozite de antiderapant, satele care ne luăm noi.
Nu neapărat, noi facem contractul, dacă el îl plătim în funcție de orele de funcționare, câte ori funcționează el. Așa. Orele de funcționare, ține evidența, cum de altfel v-am mai spus și doamna Camara are acolo, o sună ora la care pornește utilajul, sună, zice, doamne, mâine dimineață la ora 3 am plecat. Tot ne-ai se duci dimineața cât o dezăpezit, îi face poză la utilajul respectiv, la ora respectivă, seara când o termina spune, am parcurs 60 de km de drum, 2 metri cub de antiderapant, așa, cu două utilaje sau cu trei utilaje. Despre asta vorbim, așa s-a făcut și până acum. Da. Am făcut o paranteză la, apropo de că avem utilaj. Avem și camion, avem și bucată. Domnul de acum. Am înțeles că ați dat cu titlu gratuit la parohie locul pentru construirea bisericilor, bisericii, la biserica veche acolo. Și s-au pus în discuții și vânzarea de morminte. Și am înțeles că sunt practic niște prețuri foarte aberante, în jur de 30 de milioane, mormânt de 2 sau 40. Cine-i practic prețurile? Deci preotul baroc de acolo. Păi da, dumneavoastră să pronunțați, nu? Fie frică. Fie frică că s-a arătat cu primarul. Este preotul baroc sau consiliul baroc? Nu, stați, spuneți până la capăt. Asta am să zic. Domnul de acolo, dumneavoastră nu erați consilier la momentul respectiv. Nu am dat cu titlul gratuit. Cu aprobarea Consiliului Local, da, am dat în bani vechi un miliard. Da. Un miliard. Atât au costat terenul respectiv. Cu multe greutăți au fost luat. Pentru faptul că proprietarul, fostul proprietar, după ce a semnat, o decedat la 40 de minute. Dar nu a durat 40 de minute. Nu eram în localitate și am venit în regim de urgență acasă. În momentul când am vrut, că nu-i dedus în bani, o semnat înainte de a-i da bani. Pe garanția faptul că am vorbit cu dumneavoastră. În momentul când s-au făcut verificările la oficiul de catastru, terenul respectiv, o parte din el, era altui proprietar. Iar cine l-a vândut și-o luat banii, îl avea declarat pe propria răspundere la unitatea administrativă teritorială. Așa? Iar celălalt care avea și acela o suprafață, avea act de moștenitor. Respectiva persoană locuia în județul Vrancea, în comuna Fitionești, dacă mi-aduc aminte, el a căutat și lucra în Italia. Cum ar rugăminți dumnealui a venit în localitate, a mers la notar, așa, și-a cedat terenul persoane care ne-au făcut nou actul, în mod direct. Mă înțelegeți? Au avut o înțelegere între ei, le-au dat bani, este problema lor. Așa. Noi am dat un miliard. Cui am dat noi bani? Parohiei, doi doftena. Parohiei, doi doftena. I-am virat banii în cont, așa, și parohia doi dofteana o virat banii cumpărătorului, nu, vânzătorului. Despre asta vorbim. I-am sprijinit cu cadastru, cu dezmembrare de cadastru. Dumnealor sunt proprietari. Fiind proprietar parohia doi dofteana, ce ar trebui să facă? Să întrunește cum suntem noi astăzi aici, în Consiliul Parohial, care e Consiliul Parohial, îl conduce preotul, paroc respectiv, și stabilește, deci acolo s-a stabilit, ați văzut, s-a stabilit destul de clar locul unde se va construi noua biserică. Și vreau să vă informez că suntem în grafic. Ceea ce am promis când s-a turnat piatra de temelie, am terminat, am încheiat proiectul, care a costat 3.000 de euro cu tot cu TVA și l-am achitat de la noi. Iar dumnealor le-am eliberat avizul, nu, le-am eliberat certificatul de urbanism cu avizul structurii de specialitate a județului Bacău, înțelegeți? Și dumneavoastră sunt în fază de avizi și așteptăm să vină cu avizul. Dacă vine cu avizul până la eliberarea bugetului, poate putem face ceva anul 2017. Deci să ne apucăm de construcție. Bun. Dumneavoastră, ceea ce au făcut. Deci umblă acum după avizi, că avizele nu se mai acum să luă o dată. Acum se avizul la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Întrucât acolo intră și iese persoane. Este o aglomerație de persoane. Așa? Și probabil îi mai ține pe loc sau știu, poate din unele modificări. În contractul care l-am făcut cu firma care mi-a proiectat, există și clauza aceasta, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență vine cu unele modificări cu privire la construcții, dumnealor modifică vrei, în funcție de avizul de avizare. Așa, dumnealor ce au făcut? Că sunt în temă și știu. Așa, fiecare din localitatea noastră, cei care sunt la Biserica Doi Dofteana și nu numai, să contribuie cu o anumită sumă de bani pentru construcția bisericii. Și noi, unitatea administrativ-teritorială, prin promisiunile noastre, am spus așa, venim și noi cu o sumă de bani să construiți biserica. Dar nu putem numai noi. Dumnezeu au hotărât așa, să pună sumele pe care spuneți dumneavoastră 3.000 de lei de loc de legi, au solicitat ca o persoană de la noi, un specialist, după să le măsoare locul de veci cu lungimii, cu lățimii, cu alei și ce mai e acolo, i-am spus, domnule, vă rog să respectați curtea,
să respectați itinerarul bisericii și să respectați altarul de vară. Că acolo în spate vine altarul de vară, vine centrală, mai multe lucruri, ele deja sunt proiectate. Așa, să respectați lucrurile și apoi este terenul meu să puteți să cultivați agricul, pentru că este proprietar parohia 2 Dofteana. Nu este nici primăria, nici o persoană, din parohia 2 Dofteana. Noi am sprijinit cu titlu gratuit, am făcut și împrejmuirea, știți destul de bine, eu cu dumneavoastră mă discutat despre așa ceva, am făcut și împrejmuirea. Mai mult de atât, nu putem, nu avem dreptul noi prin lege să ne ducem și spune, domnule, vezi, dumneavoastră luați prea mult și trebuie să dați un preț mai mic. Eu dacă am făcut lucrul ăsta și cineva îmi face o reclamație, se numește abuz în serviciu. Nu este treaba mea acolo. Preotul, din câte știu, nu am văzut, dar din câte știu, taie chitanță pe cele 3.000 de lei. Nu? Da. E adevărat? Da. Ești în consiliu parohial? Da. Acest parohic s-a supus la vot, am votat ceea ce... Așa că... Deci ați votat valoarea de 3.000 de lei și sumele de bani unde merg, domnul consiliu? Pentru construirea bisericii. Ne la construirea bisericii. Exact. Sunt banii respectivi care se încasează unde stau? Într-un cont? Într-un cont, da. Bun, corect. Cine are acces la cont? Preotul. Asta vreau să vă spun. Nu avem nimic. Noi am mai avut o discuție. Dacă o să avem posibilitatea financiară, o să cumpărăm și în continuare locul de deci, cum am mai vorbit cu dumneavoastră, cu alte persoane. Dacă o să avem posibilitate. Așa. Dar nu putem să reducem ce taxă sau să același lucru a fost și cu cuiețul. Noi nu am intrat. Am venit cu materiale de construcții, atâta le-am dat, materiale de construcții. Am dat ceva pe ultima sută când s-a sfințit și la manopele, 6.000 de lei, când rămăsese oameni, nu avea niciun ban. I-am virat în contul parohiei, parohiei i-a scos și l-a achitat pe ea și au document justificativ, au factură. Iar la Larga s-a făcut o acțiune în constatare, întrucât cei de la Larga nu au act pe biserică și pe teronul parohial. S-au făcut acțiuni în constatare, au venit expertiza la fața locului, ne-au întrebat pe noi, deci pe mine, dacă avem vreo pretenție la terenul parohial de la Larga în care cuprinde casa praznicală, care cuprinde biserică și locul unde se va face, își va construi casa parohială, ce pretenții să avem atât timp când noi nu avem drept de proprietate la ei? Ei au de peste 200 de ani donați de la Lupu Bartolomei, un fost preot la momentul respectiv. Și noi nu avem dreptul pentru că nu suntem proprietari acolo. Și la ora actuală, deci, ne-a venit încă o expertiză în care i-am spus în scris că noi nu avem niciun fel de pretenții și prin hotărâre definitiv și revocabile, dumnealor vor fi proprietari pe tot ceea ce există, teren bisericesc, inclusiv biserica, inclusiv terenul unde se va construi casa parohială. Cum procedăm noi? Ca să vă dau și explicații. În momentul când, să presupunem că avem posibilitatea financiară, să ajutăm o parohie. Se stabilește ce materiale de construcții vor merge la biserica respectivă. Au ajuns acolo în baza unei facturi. Un aviz de însoțire a mărfii și în baza unei facturi. Pe numele parohiei, pe numele unității de fel. Parohia vine cu un referat semnat de Consiliul Parohial, înțelegeți? Și spune, vă rugăm din prezenta, dumneavoastră, să duceți ce materiale de construcții, de la Dedeman, de unde au ei. Și vă rugăm din prezenta să achitați următoarele materiale. Eu ce fac? O pun în Consiliul Local și dacă dumneavoastră doriți, și avem sursa financiară, atunci facem. Bun, după ce am achitat, vine preotul și semnează și ștampilează că a primit sumele de bani și a achitat factura respectivă și a primit și materialele respective. Mai legal de atât? Când a fost curtea de conturi, vreau să vă informez că toți preoții eu chemat aici. Și întreba pe toți. Ați primit materiale, tot, inclusiv preotul la cuiesc, toți. Eu primit, le-o cumpărat, le-o cumpărat și nu am achitat. Am achitat inclusiv tâmpăria, la cuiesc, știți destul de bine. Da. Deci asta pot să vă dau răspunsul, domnule Acolo. Mai departe. Vreau să întreb pe domnul consilier bisericesc. Ce facem aici, 30 de milioane, este pentru 2 metri pătrați, cu singur mort sau pentru toată familia? Pentru două morminte. Mormânt dublu. Mormânt dublu. Da. Eu vreau să vă întreb, dacă moare urâtulență, ce facem cu el? Da, este lăsat un teren unde vor fi înmormântați cei care... Cu cazul social. Domnul consilier, dar vreau să vă întreb. Toate, avem multe cazuri. Domnul consilier, da. Toate vor fi 3.000 de lei până în gardul din spate? Sau numai cele care sunt la VIP-uri? La VIP-uri mai multe de zonă. De categorie. De zonă. Care vor fi. Bine, dar vă întrebi foarte la altă. Dacă decedează unul astăzi și vrea să ducă să-și cumpere
începe din capătul ăla unui maiet. Deja au început. Deja au început să pentru persoana care i-a pronunțat numele, eu sunt pregătit. Eu sunt pregătit. La subsor, în magazie, la casa de cultură, mai sunt 7, nu? Da, și le-am spus, dacă aveți bun gând, duceți și treceți-vă numele ca să, să nu-ți o iei la sunt destui de ăștia. Da. Nu numai aici și apoi sunt pe toate părți. Da, mai departe, altcineva. Îmi șoptește doamna secretară că sunt multe de făcut. Dar noi vi s-a dat toate mulțumesc. Am primit apa mare, am spălat toată piața. Domnul consilier, vedeți ce noapte de fapt? Actele la trec. Când va fi vremea bună și se va usca, putem să facem și altceva. La ora actuală nu putem să facem absolut nimic. În primul rând, nu poți intri în balastieră, în al doilea rând, nu putem să punem balast în apă. M-am dus în dimineața asta și aseară, de la Nelu Frizeru, la Gheorghiță Rocu, vreau să vă spun că e un drum, nici în urma bombardamentului nu e așa, plin cu apă. Întreb, ducem astăzi balast acolo și ce este? Dar la noi nu e apă, pantă, poate urțe sunt pantă, nu este apă. Eu sunt de acord, aveți dreptare ca să-ți vinde. Asta mai departe. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, aveți dumneavoastră, domnul? Eu ce am avut de comunicare? Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. Da, vă mulțumesc.